sunt victima unei nedreptăți. Dumnealor au avut posibilitatea să-și citească gândirile. Eu ar trebui să nu vorbesc, să nu spun nimic în fața acestor inamici care stau să mă pândească, să vadă cât de inferioară sunt și cum, ce nedreptate se produce în momentul ăsta când eu sunt invitată să vorbesc la Academie. Este prea mare nedreptate, pentru că e prea mare onoare, încât eu ce pot să vă spun? Mai ales că mi se scoate vocea. Vocea mea nu e vocea omului, e vocea pianului. Încât să știți că este o mare nedreptate. Un violonist poate să-și aducă instrumentul, dar un pianist nu poate să vie cu el în cârcă. Protestez în numele pianiștilor. Pianiștii pot să fie mari pianiști, pot să fie pianiști protejați, să vede cum se vede acum, că ce caut eu la Academie. Poate în amintirea tatălui meu sunt poftită, pentru că mă simt prea modestă ca să zic că fac parte din Academia Română. Încât, neavând pianul, eu trebuie să vorbesc. Și să vorbesc, mi este foarte greu, că ar trebui să vorbesc de un anume autor și să explicația ar veni când lumea ar auzi cum cânt, că se pare că cânt foarte frumos. Eu mă simt întotdeauna o elevă față de nume ca Bach. Când spun Bach, îmi vine să îngenunchi. Păi mă vine Beethoven. Când vine Beethoven, Doamne, îmi fac crucea. Când e vorba de Chopin, mi-e foarte greu să vă explic, pentru că acolo se atinge toate sentimentele de dragoste, de admirație, de supunere unui mare sensibilitate. Și asta nu se poate explica decât pe instrumentul care vorbește ceea ce au scris marii compozitori. Dar cum pot eu să exprim asta dacă n-am instrumentul? Încât să știți că la Academie aici ar trebui să existe un pian cu coadă. care să poată să exprime cunioară de ce îndrăznesc să mă urc aici pe stradă ca să spun câteva cuvinte în această sală care a auzit inteligențe în fața cărora eu ar trebui să fug acasă. Încât cum pot să exprim mirarea mea că sunt acum aici ca să vorbesc de ceva care nu există, pe care nu-l vedeți. Dacă ar fi un pian, și pian cu coadă, bineînțeles, v-aș cânta un preludiu de Bach și o fugă de Bach, care va rămărmuri. Nu pentru că l-aș cânta frumos, dar l-aș cânta frumos, dar pentru mărirea inteligenței care a putut să compuie și a compus Bach. Și, pe urmă, când aș cânta Schumann și toată tristețea și revolta lui Schumann, ce frumos ați pricepe-o, dar
iarăși îmi trebuie pian. Dacă aș cânta Chopin, l-aș încânta pur și simplu, pentru că are o putere de comunicare a emoții care face că tremure orice suflet. Acum îmi rămâne să mulțumesc. Cui să mulțumesc? Lui Dumnezeu, că a fost atât de generos să facă din mine un om care dintr-o dată primește atâta laudă și atâta simpatie. Dar cum sunt un om și eu care dau mult, mult suflet și multă inimă, cred că pur și simplu ne-am împrietenit. Eu cu dumneavoastră și dumneavoastră cu mine. Și vă mulțumesc că ați venit.